Rezistența armată din munți. Eroina din Nucșoara, Elisabeta Rizea. Mărturii din infernul groazei. Domnule capitan, eu nu sunt Iuda să-i vânz pe 30 de arginți. M-a trântit pe jos, m-a legat și m-a bătut cu cauciucul, de la ceafă la călcâi și pe stânga și pe dreapta. A dat domnul de-a murit și eu trăiesc, na. Dar n-am luat banii lui. Apoi m-au suit legată pe un scaun, de pe scaun pe masă, de pe masă pe alt scaun. Mi-a zvârlit bazmaua din cap, spune, purtam coadă cu funtă. Mi-au aruncat fota și am rămas în ie. Mi-a legat coada sub cârligul de lampă din casa boierului. Coada era groasă. Eram și eu altfel la 38 de ani. Cârnul mi-a tras scaunul, ălălalt mi-a tras și masa. Coada mi-a rămas în cârlig și eu am căzut la pământ. Așa mi-au smuls părul. Am făcut tratament și nu mi-a mai crescut. Dar tot nu i-am vândut. Ce auzeam, scriam și puneam hârtia într-o scorbură. Puneam cana pe perete, țineam urechea pe fundul cănii și auzeam ce vorbeau securiștii în camera de alături. Nota în jurnalul ei Elisabeta Rizea, o eroină a luptei anticomuniste din România. Odată cu izgonirea regelui Mihai și instalarea regimului comunist sprijinit de tancurile sovietice, o parte din opozanți, aflați încă în libertate, s-au refugiat în munți și au alcătuit nuclee de rezistență armată. Acești luptători au primit termenul generic de partizani. Marea majoritate dintre luptătorii din munți era alcătuită din foști ofițeri regali, studenți, foști legionari, preoți, dar și numeroși țărani. Aceștia din urmă au participat fie activ la lupta armată, fie sprijinindu-i pe partizani cu provizii și mai ales cu informații despre mișcările securității, informații vitale supraviețuirii. Unul dintre cele mai importante grupuri de rezistență a fost cel din Mușcel, condus de colonelul regal Gheorghe Arsenescu și locotenentul Toma Arnăuțoiu. Grupul Haiducii Mușcelului se formase în 1947 și avea în componență mari industriași și proprietarii de fabrici și mori, avocați, foști deputați și ofițerii deblocați, care s-au înarmat și au depus jurământul în fața starețului Pimen Bărbierul, cu mâna pe cruce și cu cealaltă pe carabină. Aflăm din dosarul de anchetă de la Tribunalul Militar București. Și-a urmat soțul. Elisabeta Rizea s-a născut pe 28 iunie 1912 într-o familie de țărani, în comuna argeșeană Domnești. A fost nepoata fruntașului țărănist Gheorghe Șuta, ucis de securitate în 1948. A urmat școala doar până la vârsta de 14 ani, după care s-a dedicat muncilor agricole, familia ei având ceva pământ. S-a căsătorit cu Gheorghe Rizea. În momentul înființării grupului de partizani din Mușcel, soțul ei, Gheorghe, ca și mulți alți țărani din întreaga țară, s-a alăturat grupului. În martie 1949, în casa Elisabetei și a lui Gheorghe Rizea, ia ființă grupul armat Haiducii Mușcelului. Cu timpul, grupul a numărat peste 100 de luptători, fiind cunoscut ca cel mai puternic grup de rezistență armată anticomunistă. Din el făceau parte Gheorghe Arsenescu, Toma Arnăuțoiu, Petre Arnăuțoiu, Jubleanu Titu, Chircă Ion, Milea Benone, Marinescu Virgil, Marinescu Ion, Marinescu Alexandru, Plop Maria, Drăgoi Cornel, Drăgoi Ion,
și mulți alții. Curios este faptul că din lot făcea parte însuși șeful de post din Nucșoara, jandarmul Ionescu Nicolae. Toți sperau să reziste în munți până la venirea americanilor. Aceste speranțe erau alimentate și de posturile de radio din Occident. Practic mai toată lumea aștepta cu încredere venirea americanilor. Speranțe iluzorii. Timp de 4 ani, Elisabeta Rizea i-a aprovizionat pe ascuns pe luptători. Totodată le comunica prin mesaje lăsate în locuri dinainte stabilite mișcările securiștilor prin zonă. Cu toate că era urmărită, securitatea știa că soțul ei făcea parte din rezistența armată, Elisabeta, noapte de noapte, se strecura în munți, aducându-și astfel aportul la supraviețuirea grupului. 10 ani au stat în munte, după 10 ani i-a prins și nu avea stabil pe undeva, i-a căutat de-a rândul. Avea bordeie pe toate văile și pe toate dealurile. Când a născut pe fetița aia, i-a făcut copăiță de coajă de brad și i-au cusut-o așa și a dat-o cu rășină să nu curgă și să-i facă baie, până au făcut și ei rost de o copaie. Și noi le duceam când le puteam duce, când nu puteam, nu le duceam și răbdau. Consemna Elisabeta Rizea în mărturii. Prima arestare, prima condamnare. În anul 1949, securitatea a început arestările printre cei bănuiți de sprijin al dușmanilor poporului. Localitatea Nucșoara a fost împânzită de securiști și soldați, în așa fel că aceștia ajunseseră să depășească numeric populația localității. Elisabeta Rizea a fost arestată, anchetată, bătută și torturată, apoi închisă, dar nu a divulgat niciun secret. Zile întregi nu a primit hrană, în schimb, în fiecare zi, era bătută cu sălbăticie. Anchetatorii doreau să afle locul unde se ascundeau haiducii mușcelului, dar Elisabeta Rizea a rezistat cu fermitate. În final a fost condamnată la 7 ani de închisoare. Elisabeta Rizea a fost internată în vestita și sinistra închisoare de la Pitești, unde a fost pusă în lanțuri și închisă în celula de maximă securitate. Aici a fost supusă nu numai torturilor fizice, dar și celor psihice, fiind introdusă în cumplitul așa zis program de reeducare. A fost eliberată în primăvara anului 1958. Elisabeta Rizea ajută din nou rezistența armată. După eliberare, Elisabeta reia legătura cu ofițerii din rezistență. Schimbul de mesaje sau de alimente se făcea prin intermediul unei scorburi de copac din Valea Morii. Femeia recurgea la tot felul de tertipuri pentru a scăpa de vigilența securiștilor, puși să o urmărească zi și noapte. Și nu i-a fost deloc ușor, mai ales că nu numai securiștii o urmăreau, dar și vecinii, mulți dintre ei turnătorii zeloși ai temutei securități a statului. Timp de 3 ani, Elisabeta se joacă cu focul, dar reușește să comunice cu partizanii, dar și cu soțul ei, Gheorghe Rizea. În acești ani, bănuită de legături cu partizanii, Elisabeta a fost ridicată de mai multe ori și anchetată cu brutalitate, dar fără niciun rezultat. Arestări și execuții. În anul 1958, în urma unei ambuscade, grupul fraților Arnăuțoiu este arestat în urma unei lupte soldate cu moartea câtorva securiști. Urmează un proces rapid și majoritatea partizanilor sunt condamnați la moarte. 17 dintre ei
au fost executați un an mai târziu la Jilava. Printre ei, frații Petre și Toma Arnăuțoiu, preoții Nicolae Andreescu, Constantinescu Ion, Ion Drăgoi, Alexandru Moldoveanu, învățătorul Gheorghe Popescu, Ion Popescu, Nicolae Sorescu, Ion Mica, Nicolae Sufan și alții. Sentința a fost executată pe 21 iulie 1959 la Jilava. Corpurile lor au fost aruncate într-o groapă comună și neștiută. A doua arestare, o nouă condamnare. Când colonelul Gheorghe Arsenescu a fost arestat în 1961, judecat și executat în 1962 la Jilava, Elisabeta Rizea este arestată din nou și condamnată la 25 de ani de închisoare. A fost închisă la Mislea, închisoare unde erau deținute soțiile deținuților politic. Aici a stat închisă alături de soția fruntașului țărănist Ion Mihalache. În această închisoare de femei erau foarte multe soții sau fete de legionari. Pe timpul noii detenții, Elisabeta Rizea a fost mai tot timpul bătută și torturată. A fost atârnată cu părul de un cârlig și bătută până la pierderea cunoștinței. Securiștii sperau că Elisabeta Rizea să-i toarne pe toți cei care într-un fel sau altul sprijiniseră grupul de partizani. Dar femeia a rezistat și nu a divulgat nimic. A fost eliberată în 1964 datorită amnistiei generale. Dar, timp de aproape 30 de ani, a fost ținută sub supravegherea strictă a organelor de anchetă. Era chemată permanent la interogatorii și, împreună cu soțul ei, erau considerați dușmani ai poporului. Regimul Iliescu o internează la nebuni. Cu ocazia primelor alegeri libere din România, din Duminica Orbului, mai 1990, Elisabeta Rizea a făcut campanie printre țărani și îi îndemna să nu aleagă un singur partid. Și ce au făcut autoritățile iliesciene? Au arestat-o din nou și au internat-o la un spital din Pitești pentru un diagnostic la secția psihiatrie. Însă Elisabeta Rizea a fugit din spital și și-a continuat campania. Dar rezultatul se știe. Iliescu și neocomuniștii mascați în feseniști au câștigat cu brio alegerile. Primul interviu și remușcări tardive. Primul interviu, Elisabeta Rizea l-a dat pentru serialul de televiziune Memorialul Durerii al Luciei Hosu Longin. Acest prim interviu a fost făcut în 1992, când o mare parte din sat era împotriva ridicării unei troițe în memoria partizanilor din munți. După apariția la televizor a Elisabetei, fiul capitanului Cârnu, cel care o torturase, a venit la Nucșoara și i-a spus: tata s-a spânzurat. Elisabeta a declarat despre comuniștii care au chinuit-o: eu îi iert dacă și Dumnezeu îi iartă. Elisabeta Rizea și regele Mihai. Cu regele Mihai se cunoscuse din copilărie, când acesta participase la o șezătoare în sat. În luna mai a anului 2001, Elisabeta Rizea a fost vizitată de regele Mihai și de regina Ana. Elisabeta își aducea aminte de copilul Mihai. Punea ghicitori, iar eu râdeam. Odată am copt împreună porumb, dar mie mi-a dat partea cu boabele mai mari, spunea Elisabeta.
statul român nu recunoaște martirii. Elisabeta Rizea a murit în data de 6 octombrie 2003. Mâhnită, deoarece sătenii din Nucșoara, în frunte cu popa din localitate, se opuseseră construirii unui monument în onoarea luptătorilor din munți. Ba mai mult, și acum, la aproape 30 de ani de la Revoluția din decembrie 89, popa și sătenii o consideră pe Elisabeta Rizea și pe tovarășii ei din munți drept teroriști. Nici la atâția ani după 89, nici Elisabeta Rizea și nici luptătorii anticomuniști din munții Făgărașului nu au un monument ridicat în amintirea lor. Se poate spune cert că statul român i-a mai judecat odată pe partizani și i-a condamnat din nou la moarte. Rușine! Ați urmărit un documentar realizat după un material de George Hodorogea.